Mașini făcute praf după ce un șofer beat a intrat în plin într-un autoturism staționat la marginea drumului. S-a întâmplat la Botoșani, unde un bărbat de 39 de ani, agent la o firmă de pază, nu a văzut autoturismul care staționa în fața unei curți. În urma impactului, ambele mașini au fost grav avariate. Celălalt șofer, un om de afaceri care era în fața curții sale și aștepta o mașină de la o firmă de mobilă, a fost luat prin surprindere. Șoferul băut a scăpat doar cu câteva zgârieturi. La locul unde s-a produs accidentul, șoferul nu a putut sufla în etilotest de bea ce era, dar a ajuns la spital, a reușit să sufle în aparat, rezultând o concentrație de 1,09 mg pe litru alcool pur în aerul expirat. De asemenea, i-au fost recoltate probe biologice de sânge. Ați continuat cu sistemul intolerant, dar luați aer în piept, vă rog. Hai, suflați. Domnul meu, hai. Luați aer în piept și suflați, ne clotez. Ha. Hai. Ați băut ceva? Ați consumat băuturi alcoolice? Sigur? Hai încă o dată. Staționam în fața porții, așteptam cineva de la Suceava să-mi aducă niște bani. Și deodată am primit șocul ăsta că m-am aruncat. Dar șoferul e de? Nu știu, e dabil. Domnul care e da, a ieșit singur din mașină sau? Nu, a stat așa, blocat o perioadă, nu e. Dar câte persoane erau în mașină? Singur șofer. A venit cu viteză foarte mare, m-am trezit. Și pe mine m-a mințit așa. De primul verificări s-a constatat că un conducător auto probabil sub influența băuturilor alcoolice, nu a păstrat o distanță regulamentară față de un autoturism care staționa pe șoseaua Iașului, cele două autoturisme având locul în impact. La testarea cu aparatul vitrotest, conducătorul auto nu a reușit să supe corespunzător, fapt pentru care a fost condus la tribunalul județean, unde îi se vor recolta două probe biologice de sânge. Nu au rezultat victime. Șoferul băut s-a ales cu dosar penal și a rămas și fără permis de conducere.